Bine ați revenit la mobilissimo.ro. Acesta este una din puținele dăți că vă prezentăm un review de RPG. Jocul se numește Chaos Rings. Îl testăm pe Samsung Galaxy S4. El este publicat de către Square Enix. Asta înseamnă că el seamănă cu Final Fantasy destul de mult, cu seria Final Fantasy. Și iată sistemul de control. Controlăm un personaj prin diferite medii, fie înghețate, fie câmpii. Bătăliile sunt turn-based, putem alege o bătălie solo sau în echipă. Prin solo controlăm fiecare personaj în parte. Putem realiza un atac fizic sau magie. Magia presupune elemente precum foc, gheață și altele. Jocul dispune de voice-over japonez pentru o senzație autentică de JRPG. Și acum putem să atacăm în echipă. Toate bătăliile sunt de acest gen, adică turn-based. La finalul bătăliei primim experiență și bani, plus itemuri. Jocul presupune multă explorare și o secțiune de dungeon crawling. Iată cufere cu comori. Găsim diferite obiecte, power-up-uri. Povestea jocului este simplă, avem două personaje principale care s-au trezit aruncate într-o bătălie, într-o arenă, cu personaje luate din toată lumea. Ele nu își explică cum au ajuns acolo și puteți să alegeți mai multe combinații de personaje. În total aveți cam 12 ore de gameplay la dispoziție și 4 scenarii. Iată încă o luptă, alții nemici. Grafica arată destul de bine. Jocul a apărut în 2010 pe iOS întâi, iar pe Google Play Store a apărut ceva mai târziu printr-un port. Am profitat de reducerea care durează până pe 1 iulie. Jocul costă doar 14 lei. De obicei costa dublu, de aceea am profitat de reducere și am cumpărat acest titlu. Square Enix face cele mai bune RPG-uri de pe piață, de ani buni. Seria Final Fantasy deja a ajuns la mai bine de 15 titluri. Și jocul amintește de un Final Fantasy, același sistem de bătălie pe bază de turn. Fiecare personaj lovește pe rând, apoi inamicul. Avem și elementale, pe cum am spus, o travă, diferite arme. Avem și o secțiune de puzzle-uri. Acesta este un puzzle deja rezolvat. Trebuie doar să mutăm cuburi dintr-o parte în alta și avem un număr limitat de mișcări. Fiind un dungeon crawler, este inevitabil să vă rătăciți la un moment dat. Din nou o bătălie, putem da și escape dacă vrem, dacă ne plictisim de o bătălie sau ne simțim inferiori inamicului. Apăsăm pe escape și am fugit. Iată și zona numită camp, unde vedem viața personajelor, hit points și magic points. Și vedem și itemurile pe care le avem până acum. Apoi vedem o listă cu arme și armuri pe care le-am echipat, plus bijuterii care îmi dau anumite puteri speciale. Și avem o secțiune specială anumită gene. Aceste gene sunt de fapt magiile, grupate în funcție de animale. Avem gene de șobolan, de câine, de căprior, de hipopotam, de insectă. Fiecare vine cu o serie de vrăji care vor evolua în nivel. Un sistem destul de bine pus la punct. Și iată ne umblăm în același mediu înghețat. Și aceasta este zona de bază a jocului. Este locul unde se aranjează toate bătăliile. Și vedeți acest semn de exclamare? El apare când putem realiza un dialog cu un personaj. Sau când putem interacționa cu un cufăr pentru a-l deschide. Avem și un magazin unde putem cumpăra obiecte și arme. Acest este magazinul, cu acest personaj simpatic putem evident și să vindem arme, săbii de tot felul, obiecte pentru vindecarea personajelor. Și după ce ați explorat destul, puteți să vă întoarceți undeva unde ați fost deja. Hai să zicem aici. Și schimbăm peisajul, mai devreme am avut gheață și acum tot gheață, dar fără acel viscol. O nouă zonă înseamnă noi inamici, eventual ceva mai puternici. Iată de această dată trei inamici, putem să atacăm împreună.
riscăm să fim otrăviți, putem vindeca otrăvirea, este tipic pentru un RPG. Putem folosi și un item, iată și vrăjile, hai să aplicăm o vrajă, iată o vrajă de foc și o vrajă de gheață. Jocul are un mecanism foarte interesant de break. E bine, este vorba despre cursul bătăliei. Dacă de-a lungul bătăliei cursul este în favoarea jucătorului, veți vedea aici culoarea verde. Dacă se întoarce cursul bătăliei pentru inamic, se transformă în culoarea roșie, apare scris pe ecran break, și inamicului îi crește șansa de a face un combo bun, de a da damage mai mare, îi crește și defensiva. La fel se aplică și pentru voi. Dacă se transformă acel meter în verde, vă vor crește toate statisticile și loviturile vor fi mai bune. Observați multe bătălii repetitive, asta se numește grinding. Tot creștem în nivel, tot adunăm itemuri până ajungem la o bătălie mai grea. Observați și vocile tipice japoneze pentru titluri de acest gen, am dat escape acum. Și acum hai să vă arăt o bătălie ceva mai grea. Există și bătălii cu câte un boss. Și secțiunea aceasta de dungeon crawling. Mai deschidem un cufăr, mai găsim un obiect. Explorările în acest joc se fac pe bază de nivel. Puteți să ajungeți la un nivel mai avansat, să selectați inamici cu nivel între 10 și 20 sau între 1 și 10. Iată și un inamic zburător de această dată. Fiecare inamic are un anumit element. Sunt inamici bazați pe foc, alții bazați pe gheață. Evident, pe cei de foc îi atacăm cu gheață și pe cei de gheață cu foc. Puteți să schimbați elementul armelor personajelor. Evident, tot cu vrăji. Sunt mulți pasionați de acest gen, numit JRPG, Japanese RPG. Nu este un role-playing game clasic. La urma urmei, până și Bioshock e considerat role-playing game. Iată, am ajuns într-o zonă cu câmpie. Vă spuneam, nu e numai gheață în acest joc, ci și câmpie. Se schimbă și inamicii, evident. Se schimbă și puzzle-urile. Aici sunt inamici bazați pe foc, așa că îi atacăm cu gheață. Și ați văzut, a fost o lovitură critică. Bătălia este în favoarea noastră acum. Acest meter este verde. Și hai să folosim și o vrajă pentru a ne vindeca. Acum personajul se va vindeca. Dialogurile sunt destul de bune în acest joc. Criticii din toată lumea au spus că acest titlu este chiar mai bun decât Final Fantasy 13, care a fost destul de criticat, tot de la Square Enix, probabil cea mai mare companie producătoare de RPG-uri în acest moment. Acest titlu, Chaos Rings, mai ales și o continuare și un prequel, Chaos Rings 2 și Chaos Rings Omega, pe care o să le descărcăm și o să le jucăm cât de curând, deoarece ne-a plăcut foarte mult acest joc. Dacă tot am spus că ne-a plăcut jocul, spunem și nota. Primește nota 9.50 din 10, are o poveste foarte bună și atractivă. Oferă cam o duzină de ore de gameplay, multe arme, multe itemuri, multe vrăji, personalizare a acestora, creștere în nivel, mult grinding, mult dungeon crawling, aceste puzzle-uri foarte drăguțe. Deci Chaos Rings este un must buy, mai ales că este la ofertă, doar 14 lei, până pe 1 iulie și este un RPG care chiar ne-a plăcut și l-am jucat pe Samsung Galaxy S4 primit de la evomag.ro. Vă recomand acest RPG și toată seria Chaos Rings. Cam atât de la Mobilissimo, la revedere!